Nimă cum mă îngrijește ea, mă. Ca o bunicuță din aia, nică, nică, nică. Tu bunicuță avea, mamă? Mi-o... Nu, încă. Că ce? Încă nu bunicuță. Încă nu ești bunicuță? Vrei să fii bunicuță? Încă nu. De ce? Mai lasă-mă un pic. Păi de ce să te mai las? Că mai îmbătrânesc un pic. Da. Te-ai întrânat pe dedul. Să fii bunicuță. Da, că și pe aia o făceai în fofolei, parcă erai bătrână, te după aia erai. Și dimineața mă scoate fără la plimbare. Ne. Uitați cum e croșetat de sângură, mă. Și asta, ne-ai făcut de ea. De o săptămână lucră. Minte. Mai mult? Liana. Nu știe ce să zică, mă. Nu m-am făcut modelul, mă. Ce model ai făcut, mamă? Ala mască. Trimăș mi-am pierdut. Asta am făcut-o eu, am lucrat pe ea, să văd pierd și pe asta. Înseamnă că ai pus suflet. Trebuie să-ți scriu ceva pe ea. Poate tu nu pierzi. Zici tu? Păi mă gândesc. Nici o șansă. La ce împrășteată băș. 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 Ah. Dar mai trebuie să faci ceva? Nu. S-o băga iar legile, mâncață, și nu mai pot să merg niciunde fără mască. Ia uitați aici. Gândești că-s de la de tir. Rămâi uimită? Hă? Hai să vezi ce o să se întâmple. Și să te pregătești, fiindcă trebuie să fac clip cu tine și cu tatăl tău. Cu mine? Da. Da. Serios, trebuie să-mi răspundeți la un set de întrebări. Cine eu? Tu cu tatăl tău. Pune-l cu tatăl tău. Oare să-l facem acum? Nu. De ce? Eu nu răspund la nimic. Cum să nu răspund? Auzi-mă că nu răspund. Ia aici, de ce să nu răspund? Atunci îmi dai întrebările să le văd. No, păi nu merge să trișezi. Ba da? Cum ba da? Păi sunt puțin întrebări. Suntem și filmați. Trișăm chiar pe față. Pe spate, nu? Nu, fii atentă. E un joc de cupluri, cum ar veni. Pe voi doi sunteți un cuplu. Nu? Nu. Dar ce sunteți? Ce sunteți? Concubinaj. Bun, voi sunteți un concubinaj. Și eu întreb, cine-i cel mai inteligent dintre... Cine-i cel mai inteligent? Băi, era cum, aceeași, ar trebui să răspund că eu, nu? Să-ți dai seama. Să răspund sincer. Fiindcă lumea o să se uite și lumea o să judece. Și o să-și dea cu părerea. Dacă nu ești sincer, nu e bine. O să știe că el e inteligentul. Păi de asta zic. Nu le-am putut abține. Altă întrebare? Nu, no, păi tu ești bandită, tu vrei să afli acum întrebările. Mai pune-mi una. Nu mai. Mă, bine că spun. Dacă să avea fiecare 100.000 de euro, care credeți că i-ar înmulți? Adică ar face ceva considerabil cu ei, dintre voi doi. Și trebuie să areți, tu sau el. Cred că niciunul. Nu poate, cam nu mai se joacă la jocuri. Poate că e un sigur, nu? Eu ți-aș da ție. Mie? Nu, păi e vorba dintre voi doi, n-ai ce să-mi dai mie. Păi eu ți-i dau ție. Dacă voi vă puneți așa cu 100.000, 100.000, care ar face mai mulți? Eu ce să fac mai mulți? El face. Iar brodam și-ar face măști de 100.000 de euro și-ar lua material numai de brodat. Da, sigur. Ți-a luat flori. Ce-o scripi față? E, mamă, vrei florărie? Da, aia da, vezi? Aia aș face, chiar. Tu nici n-ai mai avut-o în cap. Sau ți-a fost rușine să zici? Dar mă ocupam de mine asta. Nici pe când mă mai fesc plăcut. Da, da, pentru orice situație există mereu o ocolire. Sau un beneficiu, mai bine zis. Sau un salt. Un beneficiu. Din orice situație poți să scoți un beneficiu. Uite-te, cum a fost virusul corona, bang, s-o vându măștile, ca idee. Dacă știi să te duci pe direcția aia, bang. Adică în orice situație trebuie să fie ceva de unde să scoți o afacere. Bun. Da, du-te și gândește-te. Nu să mai pun, du-te și gândește-te. Deci eu am trecut, asta eu am făcut, nu mai fac. Nu bata. Nu există să faci lege și ordine pe vlogul meu. Să vezi numai răspunsuri, să vezi contraziceri, să... Dar mi-e ciudă că ea nu o să fie sinceră.
Că vreau să le pun întrebări de la bancă și să-i văd reacția la tatea când mama zice de aia și o să râdeți, o să fie criminal. Criminal. Vedeți că am haită grea, am haită grea aici, ai copii. Am haită grea, brazilieni, suedești, nemți. Petre Junior, Brazil, Rio de Janeiro. E bună lumea aia, că îți bate în ochi și te face să nu te mai gândești să, e, mamă. Să ai emoții. Nu mai ai emoții, că nu mai te gândești de la lumii, nu-i la tatăl. Deci să nu te iau că vrei mama, să... Dumnezeu... Bă, duce-mă, bă, că duce... Iui, că ăsta cu tătă... Poate vrei să pun reflectorizantul pe tine. Extraordinar. Uite unde și-o pus. Jeep ăsta de iau cât e băuit cât mașina. Aule, vezi că a venit taxiul. Unde am ars gâtul? Pe pâț. Bun. Plecă. Bă, vei venit să deschide, să o bagi în port bagaj. Da? Lasă-o în port bagaj și om. Da. Nu să bagi în porba de pe câță. Să-mi pun și masca. Tata nu știe pe... A. Pe pune, că ai, să ai avut și tu Samsung. Bă, ăsta e Samsung. Bun. Huawei, tot aia. Huawei, de zboră, veveriță. Cață, dar tu unde mă duci? În Dej? Nu, mere pe... Aia, pe aici, așa, bun. E mai... Ui, mă, Tomei! Hai să prindem un pic de umbră. Unde mi-a răscut cutia? Iau! Ăla-i mers de francez. Tenisman. Dar rămâne asta de ușor. Și-o întind așa. Ți-și țin echilibru? Sau te face? Bine, mă, ceasul, ceasul. Hai, trage ceasul. Deci eu numai vreau să te întreb ceva, de când am venit aici, m-ai văzut tu pe mine culdoș? Cu? Culdoș? Niciodată. Păi, și-a, eu nu pot ca să te salut. Eu nu pot să-mi permit să te port de 20 de ori, mai vreau un păhăr, mai vreau un păhăr. La mine e cu sticla. Așa. E, ai văzut cum s-a treaba, da. Ne uităm, mai vine încă un pratin, cu o pratină, stomatologul meu și cu avocata. Avocata mea. Și vedem, până atunci am ia, Adam, o aqua con ghiaccio e limone. Mie mi-a adus o cafea mică și o apă și până ce vine, bine? Pâncăne! Ce pâncăne! E tata, reță, odială! Hai, învață în lumea civilizată cum să... Ce porzi iară, mă, trompetii de ale pe mână, mă? Ți-am luat ceas de 2500 de euro și tu porți... Nu, mă, eu vorbesc de ceas, mă, nu-mi... Inel... Păi da, eu ți le-am cumpărat. Ăla tu, ăla tu. Da. Continuăm seara, continuăm vlogul. Ultima parte, mi se pare că a fost acolo la restaurant când am ajuns, v-am pus vlogul pe Mr. Livian Taste. Ce vreau să vă zic este că am revenit, am fost o perioadă bulversată, am fost... Aș putea să o numesc o semidepresie. Și la modul cel mai serios vorbind, dar sunt pe drumul cel bun și îmi revin și vibe-ul lupului revine, prieteni! Vibe-ul lupului revine. Acum trebuie să merg să vorbesc de teren de golf pentru clipul care urmează să-l filmez. Am vorbit inițial cu niște, nu mai știu cum să numesc ăia de acolo din Baci. Salut, Mister! Cum ești? Toate bune? Da. Așa și eu. Asta-i bine. Am vorbit în Baci, care e din Cluj și știe, este în Baci, acolo un teren de golf, dar n-am putut să ajungem la o înțelegere, deoarece au zis că în această perioadă clienții vor să-și păstreze intimitatea datorită sau din cauza
din cauza, din punctul meu de vedere și datorită din punctul lor. Din cauza virusului, aceștia doresc să-și păstreze o anumită intimitate și nu știu ce. Care e ideea? Clipul meu, am crezut că m-am băgat în gard. Clipul meu, adică bucata care trebuia să o filmez acolo la ei, pe terenul lor, în curtea lor, pe patul meu și pe muzica mea, dura cam o jumătate de oră, cu echipamentul adus tot. O jumătate de oră dura toată șmecheria, pentru nici măcar un minut, cât o să fie în clipul meu secvența respect. Când mă enervez și când mi se pare că cineva nu vrea, că până la urmă despre asta e vorba, că nu vrea. O jumătate de oră, doar nu încurș pe nimeni, nu e gălăgie, nu e nimica și Doamne iartă-mă, e în câmp deschis. Dar nu este proprietatea noastră, ne conformăm și ne adaptăm situației. De asta trebuie să vă las, pentru că ies pe principală, prieteni, sunt și la volan, v-aș minți dacă aș spune că nu trebuie să-mi pun centura. Mi-am pus și centura și ne vedem direct acolo. A venit eu, dar n-am venit bine. Cald. Călduț, aș putea zice. Următoarea la dreapta și fierbinte. Și am ajuns, m-am băgat aici la Toyota, de am ajuns la tinichigerie, vopsitorie. Un săia, când m-a văzut, o stat, nici nu s-a uitat la mine. Stăteau cum vorbeau, s-a oprit din vorbă și a făcut, simt miros de Audi. Intrus. Și am ieșit. Ăsta-i. Eu acolo am fost. După care. S-o parchez să n-o las chiar acolo în față să... Și să-mi fac intrarea cum ar fi figurant. Că am vrut să o las acolo în ea, chiar în față, da. Nu vreau să fiu catalogat figurant pentru că nu sunt. Momentul adevărului. Copiii deja simt lupul. V-am băgat telefoanele în ecran, dar locația asta e de vis. Îmi bag piciorul dacă aș mai pleca de aici. Aș umbla nici, nu m-a disculț, bang. Și m-aș băga acolo la brațele și vădători. E o locație șmecheră. Parcă îs în New York. Deci parcă în New York, mă aflu. Vă dați seama, între ni, între clădiri, zbang, teren de golf. Pe mine îmi pare bine, mă, că vedeți, să băgați la cap. Am fost redirecționat către ceva mai bun. De ce? Cei de la de acolo din Baci, cei de acolo din Baci au zis, cum au zis? Nu zic nimic, nu ăsta, Doamne iartă-mă, n-am ce să zic eu. Drept, din respect față de clienților, oferă intimitate, oferă așa. Și eu am zis, bă, sunt țarul, l-am scos afară, mai intră suflătură. Bă, nu mi se arată sau wow. De fapt, nu, dragilor. Mi se arată, dar am fost reorientat spre ceva mult mai șmecher, mult mai bun. Așa se întâmplă în viață, când ni se pare că Dumnezeu dărâmă, de fapt Dumnezeu clădește, prieteni. Drept urmare, am mutat filmările clipului pe mâine. La ora 8 dimineața începem filmările de aici, să văd dacă pot să bag Lamborghini, să mergem tot în față. Știți, pe acolo pe unde am vrut să intru eu. Oamenii sunt excepționali. Locația, clubul se numește Golf Lab. Cum ar veni laboratorul de golf. Golf Lab. Dar o să etichetez, o să pun story pe Instagram și așa mai departe. Trebuie să mă duc, mi-o vin periuța de dinți. Mi-o vin periuța de dinți de când am așteptat periuța ta. Mi-o vin periuța de dinți și mergem la sală. Lăsăm telefoanele nesupravegheate și deblocate pentru că nu suntem furați la noi în cartier. Nu suntem furați la noi în cartier, dar cine o să fie furat, vei fi tu. Dar ce e asta mâncată? Asta e periuța mea de dinți. Uite, una ți-ai luat numai. Bă, omule, tu nu Xbox mi-ai adus? Eu cred că. Drona mere? Oi, așa se învârte, gândești că-i... Tromf. Da, foarte bine. Gândești că-i tromf. Șpagile se învârt? E. 69.000, da. Da. Ce plăvare. Eu unde vin, din la sală? Ha? Din la sală vin mai eu. Nu. No. Nu? O ciuce, două ciuce, patru ciuce, trei. Nu pot să-l fur, cât e 69? Nu pot să-l fur! Vezi cum ți-am dat cu 50 de lei. Hai că mă uit acum. Ia, poți.
6, nici. 8. 8, bun. Nu, n-aș mâncat ceva, mă, uite vlogul! Uite cum stă tu vlogul, nu mai timp! Ia 20. N-aș așa. Mersi. Mută-i pe o dungă, ni. Nu purta numai în față, că te faci cocoșă. Mai mută o oră pe stânga, mută pe dreapta, pune-l pe spate, să fie echilibrat. Te-a pupat. Au venit și pe... De când mi-am comandat periuța, nu m-am mai spălat pe dinți. De când mi-am comandat-o, nu m-am mai spălat efectiv pe dinți. Așa mi-am pus ambiția, bă, până nu-mi vine periuța, e ok aici. Nu mă mai spăl pe dinți. Și lângă periuța asta nu merge orice fel de pastă de dinți. Trebuia să mă bag eu în Kaufland, dar n-am mască și Milani să stau să-mi cumpăr, să nebunii. Mă oprez eu la o alimentară. Mă oprez la o alimentară să nu-mi facă ăștia manevră să dea cu fața când dau eu cu spatele. Ca să mă pună să-i plătesc. Stai un pic, El Nino, stai un pic, El Nino, stai un pic, că te ascultă imediat. Nu te mai zbate, că te ascultă imediat. Mă duc să-mi iau periuță și mergem acasă, după care fugim la sală ca să ne antrenăm tricepsul, prieten, pentru că mâine vom șuta la golf. M-a părut, gândești că sunt ăla de la școală, cercetaș. Deci fiți atenți lângă o așa periuță. Hai, nu m-am mai spălat de pe dinți de atunci. Ce, de o săptămână, nu crezi? Care? M-ai văzut că m-am spălat unde? Nu e adevărat. Ne descurcăm. Ne descurcăm, prieteni. Ce? Nu. No. Mă gândesc, domni feri, ca și cum aveam problemă cu o mână. Lasă la mine. Tu! Eu prea te-a crezut că e PlayStation când l-a dus. Așa periuță, cu așa pastă. Glumesc. Și așa, pasta nu cred că e bună de nimic. Bă, în Turcia aveam o pastă, tot așa, cu cărbune. Vezi că mi-are praful pe pește. Cu cărbune, și cât era? De exemplu, ăsta erau 20 de lei, aia era 5 lei. Bă, era bună, îmi făcea dinții albi. Îmi făcea dinții albi. Nu, tu măcanță. Cum o deschid? Ține, filmează-mă. Te rog din suflet. Bine, domnule. Cât am așteptat eu după cutia asta? Să-mi fiți pentru o săptămână. Bine. Fii atent aici. Asta-i trusa. Știi? Când mergi în excursie. Deplasări, excursia. La ce te pregătești de deplasări? Bineînțeles. Aici să și încarcă. Capete. Și cum trebuie. Eu mă gândeam la aplicația aia, dar am crezut prea atât care e senzor ăsta. În capul meu așa au fost, bă, deja s-au făcut periuțe de dinți electrice care au senzor și își dau seama pe fiecare dinte cum merge, că așa arată reclamă, știi? Dar de fapt nu. Trebuie să pui ăsta așa, îți pui telefonul, pornești aplicația și trimite camera și vede cum duci, știi? Senzorul ăla. Tu te mai... Acum și la baie să mai mergi cu telefonul. Nu, ce zici? Păi cu una mă spăl și cu una fac așa. Complicat. Da, nu-i mare șmecherie. Uite. A rămas și eu dezamăgit după ce a comandat-o. Am aflat. Cu Bluetooth-o activezi. Ce nu mai e bună aia simplă? Să-mi bag piciorul dacă... Totdeauna ce e simplu e bun. E bun. Și nu se demodează niciodată. Clasicul. Dentistul, zis Mike.
Dacă mai că zis, eu am executat, dar și eu zic aceeași părere, o periuță de dinți, tot o periuță de dinți. Și acum că mă ați întrebat, eu mai o las până o testez până ăsta, dacă mă întrebați pe mine, nu. E ca și cum v-ați cumpăra jet de ăla ce dă apă în gură. La ce? Când eram mici, luam apă minerală, bulbucia, și le dădeam printre dinți. Și zic cum mă curățam. Tăța s-a făcut ca mie, fac pariu. Nu uite pe ce am dat. 6 milioane. Hai de capul meu. Da. Ce prostie. Ți-ai schimbat vocabularul, dragă. Mă mir. Adică? Știți cum se duce? Că la noi așa e să zicem, mă, ce prost, deci ca și cum, bă, ce nebun, ce ăsta. Și mama începe, o zis și la început, ce prostie. Și acum iar o zis, am dat 6 milioane. Ce prostie. O zis că ce prost ești. Pe în glumă. În glumă, am zis și eu. Chicken fasole cu chicken smântână și cu chicken pită. Vă las că-ți rup de foame, vă las să mănânc. Bun, am luat-o. Trebuie să luăm aplicația. Cum luăm aplicația? Intrăm pe poze. Scanăm ăsta, oral B. Spank. Shop oral B. Ce? Shop, 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 shop. E shop, shop și... Vă dați seama să am Tinder, am văzut TikTok, am zis, ioi, că am Tinder-ul! Prieteni, trebuie să așteptăm să se copieze asta și după aia intrăm în forță direct în mandibulă. Apasă butonul de pornire a periuței Bank pentru a se conecta. Găsit. Opa! A mea e neagră. Am găsit, te rugăm să confirm periuța pentru a continua. O confirm recunoașterea periajului. Cu ajutorul monitorizează bun, bun și bun. Hai să periem. Hai să periem! Liana! Te rog, mamă! E instrumentul. Luăm ce avem nevoie, adică astea. Și la baie. Uite cum l-am luat cu mine aprinsă. Stai așa să... Stai să mai devine tatăl tău. Bă, dai drumul la tine că-mi lași urme pe oglindă. Bun. Speciale acum, dar negre. Fiindcă în cutia era capacul alb de la periuță și periuța e neagră. Ăla care se ocupă de design ar trebui să-și pună un semn de întrebare. La periuța asta, tăti, capetele trebuie să mi le trimită negre. Pune prima dată garnitura. Poți? Mai bine trage. Faci mișto? Funcția de... Ar dori să acceseze camera aici. Vizionează un cub pentru a începe instalarea. Cu ce mână te periezi? Dreapta. Pasul 3. Unde să aplici mai multă presiune? La măsele. Să vede, du-te mai aproape, mamă, să se vadă. Cum ține? Mă, cu-i mânuța ei. Aproape a ajuns. A, trebuie să stau cu fața în cerc. Calibrare. Păi și mai mi-arată cercul oare? N-am mâncat, așa mai trebuie să mă îngrijesc de aici. Oare mai mă pot mișca? Și sună și telefonul, m-am ars. Uitată tot. Ce face cu tine? Lasă că eu vin apă, bine, bun?
Punem pasta de dinți, prieteni, black cu racao. Nu știu, ăsta vede unde dau, ni. Ni, mă duc pe stânga. Ni. Ni. Cruz. Aici la final îți arată ce ai spălat, cât timp ai spălat presiune, dacă ai pus prea multă, bine. Aici poți mai bine, data viitoare încearcă să perezi mai riguros zonele indicate, poți să o faci. Deci ăsta nu numai că îți zice ce să faci, și crede în tine, crede în potențialul tău de a te spăla pe zonele indicate de el. Incredibil așa. Incredibilă. Adaugă rutinele. Periază din spate spre față. Curăța cu apă dentară, clătit, nimic. Bine, tu, da, asta nu-i bună. Dreapta, sus. Ăsta știi cum e? Dacă îl calibrezi și te-ai mișcat un pic de aici, apoi tu nu mai știi să revii aici exact cât să-și dea seama ăsta pe unde mergi tu. Că dacă mergi sus, ăla ți arată jos, e o totală nebunie. Deci, prieteni, vă zice lupul. E așa ceva, n-ai nevoie. Pentru că e bălângă că plătești ăsta nu știu cât, mai e și oglinda, o tragi odată după tine, că de la nervii aia că te chinui să arate aplicația și să faci punctele. Tu pui sus ăla, ți arată jos de nervi, uiți că e prinsă când tragi mult oglinda, ai noroc ieșit, ai trântești periuța, dar periuța simplă, da, e foarte bună, ții acolo pe dinții, bâng, bâng, bâng și ți face albi. Poți să închizi, mă mulțumesc!